O veste bună atât pentru părinți cât și pentru copii acum în pragul vacanței de vară. În data de 1 iunie, zi nelucrătoare, dar și Ziua Internațională a Copilului, agenții Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara vor fi la datorie exclusiv pentru preluarea cererilor de eliberare a pașapoartelor pentru minori. Astfel, în intervalul orar 8-12, fără programare prealabilă, vor putea fi depuse pe bază de bon de ordine cererile de eliberare a pașapoartelor pentru cei cu vârsta sub 18 ani. Taxa de eliberare a pașaportului va trebui achitată în prealabil, iar copiii vor fi însoțiți de ambii părinți. Cererile de eliberare, documente de călătorie vor fi preluate exclusiv pentru minori, iar numărul pașapoartelor care vor fi emise pentru copii în data de 1 iunie este limitat, fiind de 45. Este o acțiune a Ministerului Afacerilor Interne și în toată țara, la instituțiile prefectului și la serviciile de pașapoarte s-a inițiat un demers prin care încercăm să sărbătorim ziua copilului, ziua de 1 iunie, prin serviciile care le oferim copiilor. Fapt pentru care și la Hunedoara deschidem un ghișeu special pentru copiii până la 18 ani. De mâine dimineață, de la ora 8 până la ora 12, cine dorește să se înscrie, avem 45 de locuri și încercăm să facem pașapoarte copiilor. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara este situat în Deva, pe Bulevardul Decebal, bloc P, mezanin, cu intrare din strada Cuza Vodă, vis-a-vis de fosta școală generală numărul 2.